Cei care nu au reușit să obțină o notă de trecere la una dintre probele examenului de bacalaureat în prima sesiune sau nu s-au prezentat la examen, își încearcă norocul acum. Ce subiecte ați avut de rezolvat? Am avut un text. Un jurnal de călătorie. Descrieri despre ce înțeleg eu despre un jurnal de călătorie. V-ați descurcat și de cât? Binișor. Nu bine, binișor. Urmași o facultate după? Să văd să reușesc să iau bacul întâi și după aia să mă hotărăsc. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală la limba și literatura română s-a susținut astăzi la Liceul Gheorghe Magheru din Târgu Jiu. Avem pentru toate cele trei probe care se desfășoară în cadrul acestui centru, sunt 180 de candidați, iar ei sunt candidați care provin nu numai din municipiul Târgu Jiu, ci chiar din tot județul. Examenul de bacalaureat continuă mâine cu proba orală la limba modernă. Pe 26 și 27 august va avea loc proba de competențe digitale, pe 30 august la limba și literatura română scris, pe 1 septembrie proba obligatorie a profilului, iar pe 3 septembrie va avea loc ultima proba examenului de bacalaureat, respectiv proba de alegere.